dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. O să mergem la festivalul Moto Ride the Vibe. Se organizează deja de... Asta e al doilea an. În primul an nu am fost. Este organizat de prietenul meu foarte bun, Florian Flo. Cred că îl știți de pe canalul lui de YouTube. Ne întâlnim cu cea mică acolo. Se duc și părinții mei acolo. Au plecat până în Carrefour și după aceea o să se duc, vin și ei la Ride the Vibe. Vrem să îl susținem toți pe Flo. Și eu m-am gândit să fac un vlog, să văd cum este. Chiar sunt foarte curioasă. Fratele meu se duce, este prieten foarte, foarte, foarte bun cu el și se duce, s-a dus și anul trecut. Anul trecut, din păcate, nu am ajuns eu. Dar anul ăsta chiar mă bucur că ajung acolo. Sunt super încântată. Abia aștept să văd. Acesta cred că va fi mai mult un clip pentru domni decât pentru doamne sau domnișoare, sau depinde, poate sunt și doamne sau domnișoare care practică acest sport, să zic așa. Sper că o să vă placă ce o să vedeți, sper că și mie îmi va plăcea ce o să văd, abia aștept. Chiar mi-era teamă că nu o să putem să mergem nici anul acesta, pentru că începuse să bată vântul exagerat de tare. Și deja au zburat toate cele de pe aici, de pe afară. Am crezut că o să înceapă ploaia, dar mă bucur mult de tot că nu a început. Tătic de pe abia a plecat să-și cumpere ceva. Tot avem timp puțin până vin, până termină și ei mei cumpărăturile, să vină cu cea mică. A rămas după amiază, după ce am fost să ne interesăm de ceva, a rămas la ei să doarmă și acum că s-a trezit, plecăm cu toții într-acolo. Din fericire, nu am prins ceea ce vedeți în partea dreaptă, doar chestia asta a fost luni seara. Vedeți cât de tare a bătut vântul, cum au căzut țiglele de pe acoperiș și acoperișul blocurilor a căzut peste tot, a fost groaznic, dar în weekend a fost un weekend destul de ok, în care ne-am putut distra foarte, foarte bine. Mă bucur că vă pot lua cu mine în această superbă experiență pe care o vom avea și sper că o să vă placă. Din păcate nu am putut să filmez foarte, foarte bine pentru că se îngrămădea lumea, o să vedeți voi mai departe în clip cum, cât de tare se îngrămădeau. Am încercat să mă strecor printre ei ca să pot să filmez cât mai multe cadre bune, să aveți ce vedea. Sper că totuși voi filma la anul un dintr-o parte mai bună, dintr-un cadru mai bun. Anul acesta, v-am zis, am fost și cu cea mică, nu am putut să stăm foarte mult, adică am stat până pe la ora 10 și ceva. Chiar vă invit ca la anul să veniți la acest festival, nu este de ratat. Din câte am înțeles, este printre cele mai mari. Este gratuit, deci aveți intrarea gratuită și este totul foarte bine organizat. Nu sunt scandaluri, nu sunt alte chestii foarte urâte. Poliția ne asistă, sunt acolo pentru asigurarea liniștii publice. Dar să știți că nu au fost probleme nici anul trecut, din ce am văzut la Flo. Puteți să urmăriți vlogul de anul trecut de la Flo. Flo are un canal, Florian Flo se numește, un canal cu bikeri în care vă prezintă viața pe două roți și nebuniile pe care le fac ei. Să știți că am fost impresionată și de cum s-a purtat cea mică. Mă așteptam să nu suporte zgomotul. Știu că ea nu suportă zgomotul foarte puternic, dar spre surprinderea mea i-a plăcut.
chiar era foarte fericită când a văzut atâtea motociclete, cum făceau, mie cel puțin mi-a ridicat porul pe mâini când, cum au început să le ambaleze pentru un concurs, deci chiar mi s-a părut super, super fain. Pentru mine a fost o super mega experiență, chiar mi-ar fi plăcut să pot să stau acolo cu ei toată noaptea. Ei au stat destul de mult timp, adică festivalul s-a ținut pe 3 zile, dacă nu mă înșel, și au petrecut toată noaptea. Bine, petrecut e mult spus, și-au făcut chestiile lor de motocicliști. Au fost nenumărate concerte și tot felul de concursuri în care s-au câștigat tot felul de echipamente pentru a le purta atunci când merg cu motorul, căști și alte revizii la motor și alte chestii. Aici nu am înțeles prea bine, se pregăteau tot așa pentru un concurs în care, v-am zis, ambalau motoarele. Exact la imaginea aceasta mi s-a ridicat porul pe mine când au început să le ambaleze. O să vă las puțin să vedeți și voi cum a fost. După cum vedeți, erau foarte, foarte mulți, era foarte multă lume, erau mulți părinți cu copii micuți, chiar de vârsta celei mici, și chiar am rămas plăcut surprinsă că mai mulți părinți și-au adus copiii la un astfel de festival, deși multă lume este reticentă la persoanele care practică acest sport extrem, pot să-i spun așa. După cum ați văzut, și Ludmila a reușit să ajungă la festival și pot să zic că, v-am zis, a fost destul de impresionată de ce a văzut acolo. Puteai să te ridici pe acel motor pe roata din spate. Cred că este special ca să înveți cum să te ridici, să nu cazi, cum să te ții în caz de vrei să te ridici pe o roată. Aici se făcea un concurs în care doi participanți trebuiau să meargă cu motorul foarte încet, fără a pune piciorul jos, doar cu picioarele pe motor. Cine punea primul piciorul jos pierdea, iar celălalt câștiga, și bănuiesc că celălalt se ducea în runda următoare și participa până rămânea un singur concurent pentru a câștiga locul 1. Din câte am înțeles, a fost un echipament complet pentru motor. So I can show you.
Deci, domnilor, v-ar plăcea să participați la un astfel de festival? V-ar plăcea să participați ca și concurenți sau doar să vă uitați așa cum am participat și eu? Cum vi se pare festivalul acesta? Puteți să-mi lăsați în comentarii cum vi se pare, cum... sau poate la anul ne vedem toți la festival. Chiar mi-ar plăcea să ne vedem câțiva sau chiar toți, dacă se poate, la acest festival. Chiar simt că cu unii dintre voi am creat așa niște legături, niște prietenii și îmi place să vă vizionez, să vorbim în comentarii. Mi-ar plăcea să ne vedem odată, chiar cu ocazia festivalului Ride the Vibe. Chiar mi s-ar părea super tare. Sau de zilele orașului. Concediu pe viață, ce zici? Cum ți s-ar părea acest festival? Mie mi se pare că ar fi potrivit pentru tine, nu știu de ce. Așa te văd eu. Mă înșel sau nu? Ia, spune-mi tu în comentarii ce dacă ți s-ar potrivi sau nu. Aici filmam pe părinții mei, erau cu cea mică în brațe. Eu am stat și am filmat de undeva de sus, ei au stat cu ea, pentru că nu puteam să și filmez, să stau și cu cea mică în brațe, așa că i-am lăsat pe ei, dacă tot au vrut să vină și ei. Și și-au făcut treaba, să zic, de părinți. M-a impresionat minunea asta mică. Uitați-vă cât de micuț este și conduce. Cred că nu avea mai mult de 6 ani, deci nu cred că avea 6 ani. Era și el pe un mini motor, superb. Deci chiar m-a impresionat. Trebuie să ai mult curaj să conduci la o vârstă atât de fragedă și părinții care sunt open mind mi se par chiar de apreciat că îl lasă și i-au făcut această poftă, să zic. Cu Flo m-am întâlnit decât câteva secunde, era foarte ocupat să dea premii tuturor celor cu care veneau cu motor și celor care au participat la concursuri, deci nu am putut să discutăm decât ce am discutat puțin pe Instagram, i-am spus că vin și cam atât, adică nu am putut să discut cu el. Ce ziceți, domnilor, cum vi se par motoarele? Vă plac? Sunt frumoase? Deci să știți că aveți locuri de campat, puteți să stați pe toată perioada festivalului gratuit, iar cei care vin cu rulote de mâncare, băuturi sau toate cele, la fel, au totul gratuit, deci din câte știu, nu se percepe niciun fel de taxă. Thank you.
Este un om minunat, îl cunosc de 15 ani și îl știu câte fapte bune face și cât se implică pentru comunitatea lui. Chiar mi-ar plăcea să-l susțineți și pe el, pe canalul lui de YouTube, Florian Flo, îl puteți susține și cred că multora vă vor plăcea aceste vloguri ale lui. Acolo era mama cu cea mică în brațe și mătușa mea cu unchiul. Au venit și ei de la București pentru acest festival. Vă dați seama cât de încântați am fost toți că am putut să participăm la acest festival. Acesta a fost festivalul Ride the Vibe care s-a desfășurat în acest weekend. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare dacă ați urmărit până la capăt și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!